Cei mai în vogă fotbaliști mușceleni, George Cotigă și Bogdan Stancu, sunt și cei mai curtați în această perioadă de diversi impresari. Se cunoaște că atât Cotigă cât și Stancu se află la final de contract cu gruparea mușceleană. Practic, cei doi stopări vor evolua pentru ultima dată în tricoul mușcelenilor în partida de sâmbătă de la Chiajna, ultima a turului de campionat. Veniți în vară la Câmpul Lung, cei doi fotbaliști piteșteni s-au acomodat foarte bine de-a lungul celor 12 etape. Mai mult, George Cotigă este golgheterul echipei cu 4 reușite, iar Bogdan Stancu se află la cota 3, ultimul reușind să înscrie în ultimele 3 partide jucate de mușceleni. Există totuși șansa ca cei doi fotbaliști să continue la Câmpul Lung și din primăvară, însă cu o singură condiție, și anume dacă se dorește performanță. Acest lucru însemnând ca echipa să fie susținută pe mai departe și să se încerce promovarea la Liga Secundă, mai ales că mușcelul Câmpul Lung are un parcurs foarte bun în această prima parte de campionat, terminând pe podiumul seriei, indiferent de rezultatul de la Chiajna.